Concedieri cu scandal la Avi Instant. Societatea a anunțat că din cauza pierderilor considerabile din ultimii 2 ani va disponibiliza 40 de persoane în 2 etape. Ulterior însă, reprezentanții unității au precizat că o parte din salariați vor fi reangajați pe o altă firmă care a preluat tot patrimoniul. Oamenii însă nu vor să se mai întoarcă la muncă după întârzierile de salarii. Refuzul repartiției îi va lăsa fără indemnizația de șomaj. Anul 2016 a început cu disponibilizări în județul Gorj. 40 de angajați de la Avi Instant au fost concediați. Avem o notificare de la SCE Avi Instant. Este vorba de o concediere colectivă făcută în etape. Și în același timp societatea a comunicat că și-a reînființat o altă firmă, având același sediu social. Oamenii au venit și au depus dosarele de șomaj. Decizia de a face disponibilizări a fost luată după ce în septembrie anul trecut 70 de salariați ai producătorului de carne de pasăre din Târgu Jiu au refuzat să mai lucreze pentru că nu și-au primit banii pe ultimile 2 luni. Oamenii declarau atunci că problemele financiare au început după perchezițiile care au avut loc în luna iunie și care s-au soldat cu arestarea unui director de vânzări și altor 5 persoane. Foarte greu este, să știți că e foarte greu. Nu am bani nici să... Toată lumea mă știe că am fete de la mine din sat care mă știu, am satul plin de datorii. Nu mai am încredere sau nu mai au încredere în mine să-mi dea 100.000 de pâine la magazin că te duci cu banul. Nemulțumirea noastră este neprimirea salariilor la timp și faptul că ne descurcăm din ce în ce mai greu. La ce compartiment lucrați? La depopulare. Încărcarea pâinilor vii către tăierea spre abator. Motivele concedierilor sunt multiple. Sunt probleme majore pe piața de desfacere a cărnii și a produselor din carne de pasăre. Mai mult, societatea Avi Instant se află în anul 3 de reorganizare și are rate mari față de creditori în cuantum de 315.000 de lei lunar și nu pot fi achitate în cele 3 luni, fapt care a dus la cererea de faliment de către creditori. Persoanele concediate nu se vor bucura însă prea mult de indemnizația de șomaj dacă vor refuza noile locuri de muncă. Numărul șomerilor a scăzut în Gorj în decembrie față de luna noiembrie anului trecut, când erau înregistrate 10.680 de persoane în căutarea unui job. În prezent, Gorjul are 10.540 de șomeri, iar cei mai mulți dintre ei, adică 6.946, trăiesc în mediul rural. Din numărul total, doar 3.980 de gorjeni primesc și indemnizație.